După ce a testat profitabilitatea mai multor rase de vaci, Ioan Păcurariu din Belin, județul Covasna, s-a făcut crescător de bivoli și de bivolițe. Sunt animalele pe care le-a considerat cele mai potrivite pentru modelul de business pe care l-a gândit pentru valorificarea laptelui și a cărnii. Sunt un crescător de bivolițe, începând din anul 2009. M-am născut în localitatea Belin, am făcut școala generală în localitatea Belin, liceul de matematică fizică am făcut în Sfântul Gheorghe, capitala de județ. După aceea, 5 ani de zile am terminat facultatea de mecanică, specialitatea mecanică fină la Universitatea din Brașov, Transilvania, promoția 1987. Începând din 1995, am deschis o microafacere pe producția de prânzeturi. Începând din anul 2000, paralel cu afacerea care am avut în producția de laptate, am pornit cu 15 animale și maxim am crescut cu până în 80 de vaci cu lapte, cu tineret, până în 2011. De atunci, efectivul a scăzut și din 2009, pe lângă vaci de lapte, am crescut efectivul de bivolițe. Tineret, în special, cel mai mult am avut acum 2 ani, când am, cu tineret cu tot, am avut în jur de 70 de bucăți. În momentul de față avem 28 de bivolițe cu lapte, viței de anul ăsta 16 bucăți, un taur de un an, un taur de reproducție, o vacă și un vițel. Eu am încercat aproape toate rasele de vaci, începând de la Bălțata Românească, Holstein, Red Holstein, chiar și rasa Limuzin, dar paralel v-am spus că am început să cresc efectivul de bivolițe din lipsă de oameni și din lipsa cererii pentru laptele de vacă, care eu zic că are încă un preț foarte scăzut. Am considerat că bivolița este mai câștigătoare pentru că valorifică foarte bine pășunea, practic mâncă orice, e foarte rezistentă la boli. Ugerul, n-am avut niciodată cu probleme cu ugerul, n-am avut niciodată probleme cu unghiile, n-am avut niciodată probleme cu fătarea. Practic, bivolița fată singură are grijă de pui din momentul în ce l-a fătat, vițelul se ridică, suge, maică să are grijă, vițelul imediat suge, cum a fătat. Deci n-ai minime probleme din acest sens în comparație cu vaca. Al doilea aspect este iernatul. Prețul cu care iernez 2-3 bivolițe e echivalent cu prețul care iernez o vacă, pentru că mâncă orice furaj. Deci fănurile mai slabe calitativ sau care au fost ploate sau am reușit să cosim un pic mai târziu, practic mâncă orice. Mâncă goceni, care vaca nu le mănâncă. Plus, consumul e mult mai scăzut, consumul de furaje pentru o bivoliță în timpul iernatului.
Dacă pe vremea când era copil, bivolii reprezentau cam 20% din efectivul de animale din sat, acum fermierul Ioan Păcurariu se numără printre puținii care mai crește această specie. Deși nu poate spune că s-a îmbogățit din zootehnie, crescătorul a reușit să reziste pe piață mulțumită strategiei sale de a valorifica producția mixtă lapte-carne. Bivolițele intră mult mai târziu la o producție de lapte acceptabilă sau, nu acceptabilă, să zic, rentabilă. Deci la primele două fătări au lapte foarte puțin, 3-4 litri pe zi. Deci abia după a treia, a patrua fătare ar putea să zicem că sunt rentabile când producția poate să ajungă, zic, la, în cazul în care mănâncă după păpășune și ce găsește numai păpășune și fără nimic alte adausuri, în afară de sare de bulgăr de la prai. 8-10 litri, ăsta e maxim. Deci bineînțeles că depinde și de bivoliță. Poate să fie 7-6 litri dacă bivolița e mai mică sau nu e așa rentabil, cam aici. Bivolițele fată încep în mai, iunie, iulie. Noi de păpășune o băgăm în mijlocul lui noiembrie. Când am băgat în grajd, atunci încep să sun clienții, atunci sun, vedeți că suntem acasă, dacă doriți, veniți, alegeți ce vă trebuie, ăsta e prețul, avem cântar, cântărim. Până în 15 decembrie trebuie să valorific viței ca să fie rentabilă treaba. Dacă nu reușiți să vând până în Crăciun, înseamnă că trebuie mai să mai țin până încă un an, că iarna slăbesc într-un fel și nu mai au randamentul la tăiere. Deci trebuie să mai urmeze un an de un ciclu, deci o împășunat ca să se facă la 300-350 de kilograme. Am considerat că singura soluție e să creștem viței, să vindem viței și să vindem tineret. Veniturile au scăzut dramatic în felul ăsta, dar altă soluție n-aveam. Dacă mergeam pe varianta cu mulsul, opțiunea laptelui, prelucrarea în brânzeturi era faliment 100%. Clienții mei sunt de două categorii. Unii clienți, fermieri, care vor să treacă la creșterea bivolițelor sau vor să mărească efectile. Alți clienți sunt care vor pentru carne, deci pentru sacrificarea vițeilor, să consume o carne sănătoasă, foarte gustoasă și obținută cu totul de păpășune. Și al treia, aia care au furaje, n-au ce face cu furajele, și iau niște viței așa crescuți la 200-150, mai țin un an, consumând furajele și după aceea le sacrifică pentru ei. Bivolița face un singur pui pe an, de obicei 85-90% din efectiv fată în fiecare an. Avem taurul, care este 365 de zile în efectiv, un taur autorizat, dar cu toate astea, fătările vin în mai, iunie, iulie și foarte puțin în august. Ei își recrează ciclul de fătări după cum au fost ei în mediul lor natural. Atunci lor a fost cel mai bine să fete așa, pentru că mai, iunie, iulie e
mâncarea cea mai bună și cea mai calitativă și cea mai multă. Deci ei șteglează automat fătările în funcție de natura ce dă. Chiar dacă niciunul dintre copiii săi nu și-a manifestat încă dorința de a continua afacerea cu bivol, Ioan Păcurariu are mulțumirea că ferma sa reușește să asigure un trai decent familiei. Cu animalele a reușit să își acopere creditele la bănci, iar satisfacția de a produce lactate din lapte de bivoliță 100% foarte apreciate îi dă puterea de a merge mai departe.